Tot mai mulți oameni își pierd viața pe trecerea de pietoni. Astfel, polițiștii din cadrul biroului rutier continuă acțiunile în aceste zone. Oamenii legii stau cu ochii atât pe cei care traversează strada prin loc nepermis, cât și pe șoferii care nu acordă prioritate de trecere pietonilor care au acest drept. Dacă dumneavoastră într-adevăr oprește pe a doua bandă cineva și pe atentă... prima bandă, să vă asigurați și la prima asta bandă. N-am știut. Trebuie să avem în vedere și chestia asta. Regul, regul. Dar eu stau acolo după mașinile alea până trec toți de frică să nu mă facă piftie. E și asta. Dacă vedeți că se oprește chiar dacă prima bandă sau a doua te bandă te lasă ăla de pe mijloc. Următor trebuie să ne asigurăm. Da, ăla mai șmecher vine pe partea asta, că el e șmecher, da. Da, dar noi ne asigurăm și stăm în dreptul mașinii oprite ca să treacă ăla dacă e șmecher și atât duce pe el. Am înțeles. Nu înțelege pericolul la care se da. Poliția recomandă pietonilor să se angajeze în traversarea drumului public numai prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric, acolo unde există. De asemenea, să nu traverseze niciodată în fugă pe marcajul pietonal, indiferent de urgența existentă la un moment dat. Că dacă te lasă cel de pe banda din mijloc, nu te lasă cel de pe banda de pe margine. El e mai șmecher, o ia pe partea asta și pur și simplu poți să ai necazuri, știți? Da, am pățit, da. Sau chiar aici la trecerea aceasta, tot la fel, m-a lăsat cel de pe mijloc. Eu dacă m-a lăsat, am trecut, zic, măi, celălalt, i-au scârțâit frânele, pur și simplu. Da, adică dacă te lasă cel de pe mijloc, vine unul mai șmecher, trece pe banda asta de a treia și el nu te lasă, că e mai șmecher, pur și simplu. Este utilă acțiunea aia, domnilor? Da, foarte utilă, foarte utilă, da. Dumneavoastră cum procedați când trebuie să treceți strada? Mă asigur de 7.000 de ori, de multe ori, dar uitați, nici nu mai vezi bine și cu masca și cu ochelarii și cu dar stau acolo până când sunt eu sigură că nu am eu garanția că mă lasă ei, pur și simplu. Oamenii legii au desfășurat o acțiune pentru prevenirea evenimentelor rutiere în care sunt implicați pietonii. Activitățile au avut în vedere pe cetățenii care nu respectă normele rutiere, dar și pe conducătorii auto care nu acordă prioritate de trecere pietonilor angajați în traversare regulamentară. La data de 19 ianuarie anul curent, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, în colaborare cu efectivă de jandarmi și poliție locală, au desfășurat o activitate în unitățile de învățământ și zonele adiacente acestora, precum și cele limitrofe drumurilor naționale și județene intens tranzitate și în unitățile economice frecventate de către elevi de pe raza județului Mehedinți. Poliția română acționează permanent pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice, siguranța pietonilor constituind una din prioritățile de acțiune. Oamenii legii au fost prezenți și la trecerea de pe bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiu, unde mai mulți severineni și-au pierdut viața. Nu ne grăbim și ne asigurăm la fiecare bandă. Înțelegeți? Chiar dacă îngreunăm un pic traficul, chiar dacă îngreunăm un pic, poate vine unul cu viteză. Sunt și șoferi și vă dați seama tocmai că de știu... Asta înțelegeți. Da. Iar aici... La fiecare bandă, am înțeles. Exact. Chiar dacă trecem mai încet, ne asigurăm la toate benzile. Dau două pliante și v-aș ruga să discutați și cu vecinii dumneavoastră, să vă pun undeva. Le pun aici. Să discutați și cu vecinii dumneavoastră să înțeleagă chestia asta, că noi ne punem în pericol, nu șoferul. Iar statisticile sunt de-a dreptul îngrijorătoare în ceea ce privește această trecere de pietoni. În perioada 1 ianuarie 2018-1 ianuarie 2022, pe bulevardul Tudor Vladimirescu, la intersecția cu Alea Cloșani, s-au produs 11 accidente rutiere soldate cu victime, în urma cărora două persoane și-au pierdut viața, 6 au fost rănite grav, iar 4 au fost rănite ușor. Dacă știți că și noi ca pietoni avem obligații atunci când traversăm, chiar pe trecerea de pietoni. Am văzut că v-ați asigurat la fiecare bandă. Păi decât să mă omoare, mumă! Dar așa trebuie să facem de fiecare dată, nu numai când este poliția. Așa. Eu și pot să faci. Așa este. Că... Vă dau dumneavoastră să-i citiți vecinii. Ne-a omorât trei vecini. Chiar dacă îngreunăm un pic traficul, ne uităm la fiecare bandă când traversăm, da? Mai bine să stăm decât să ne omoare. Foarte bine. De asemenea, conducătorii de vehicule trebuie să reducă viteza de deplasare și să circule cu atenție sporită la apropierea de trecerea pentru pietoni, astfel încât să poată opri și acorda prioritate.